We are ZF. Mi-a plăcut totdeauna să dansez. Soția mea făcuse ceva balet așa și la un moment dat se anunță concurs de dans, interpretarea modernă a tangoului. Și dansăm în continuare. Și au apărut niște balerine care tot luau câte o pereche și o dădeau deoparte. Și tot s-au rărit și după 2 ore de dans, am rămas numai noi doi. Părinții mei, tata era silvicultor, mama casnică, au trăit la Vicovul de Sus. Tata se trăgea dintr-o familie de români și mama, de asemenea, într-o familie de preoți. Bucovina a fost 200 de ani sub administrația austriacă, care s-a lăsat niște lucruri extraordinare în civilizația Bucovinei. Bunicul meu a făcut 9 ani la cavalerie sub Franz Iosef. Era de o rigoare extraordinară. La el totul era ordine, ștram, cum spuneau nemții. Și îmi povestea că garda imperială era din bucovineni. Tatăl fiind silvicultor, era la marginea pădurii. Pădurea era locul meu preferat. Îmi amintesc că era o rigoare în administrarea pădurilor, că alergam prin pădure pe niște alei, parcă era parc. Tatăl era și vânător. Vă fac o paranteză, când în 1942 a organizat o vânătoare regală în care regele Mihai, care era de o vârstă apropiată cu mine, el e născut parcă în 22. A făcut o vizită la Vicov și după aceea la baronul Flondor, undeva la Krasna, și am dat onorul ca străjer lui Mihai I. El era regent. Povestea tata că nu le pasiona pe el, a pasiona motoarele și avioanele și
Nu, stătea și la un moment dat trebuia când apăreau mistreții. Sire, sire, vin mistreții. Era la Câmpul Lung un liceu de fete și un liceu de băieți. Și prin reformă s-au unit cele două licee de băieți și de fete și s-a făcut liceu teoretic mixt Dragoș Vodă din Câmpul Lung. Așa se face că am ajuns coleg de clasă cu Silvia Grădinaru, ulterior Grumeza, soția mea, care m-a părăsit acum aproape 2 ani de zile și cu care am petrecut împreună, pot să spun, 70 de ani. Între părinții mei a fost o poveste foarte frumoasă de dragoste. Se știu din liceu, de mici, și au rămas împreună toată viața. Tatăl ei, care o ținea foarte mult la ea, care era tipograf și în perioada interbelică a avut problemă cu securitatea, că organiza greve cu tipografii. El, fiind social-democrat, a refuzat ca fracțiunea Titel Petrescu să pactizeze cu comuniștii. A făcut 2 ani de canal și după 2 ani de canal a fost dus în Bărăgan, în casele, bordeile făcute de bănățeni. A locuit într-o casă din aia, l-am vizitat cu soția. N-am avut voie să-l fotografiez, dar am făcut un desen cu căsuța, că era și un cățel avea. Era așa de slăbit că bordeiul ăla avea și un prag și a trebuit să-și ridice piciorul ca să poată intra. Au plecat de acasă, de la liceu, tata a dat la facultate, la facultatea de arhitectură. Mama a pornit către facultatea de filozofie, a intrat la facultatea de filozofie. Așa am ajuns la București. Nu știu ce note am obținut, dar am fost considerat admis. Iar soția mea, în anul 2, a fost devierea lui Ana Paucăr și s-a făcut o reformă în învățământul superior. Prezența tovarășei Ana Paucăr dovedește în alta grijă ce o poartă partidul mlădițelor vieții celei noi care cresc... S-a scos filozofia 4 ani și s-a înlocuit cu filozofia marxistă și s-a făcut o epurare. Și având această biografie a tatălui, ea a fost exclusă din toate facultățile. Între ei a fost o mare iubire și o mare dezamăgire după situația politică în care a fost dată afară mama de la facultate. A stat un an acasă. Eu eram în anul 3 atunci și îmi amintesc că corespondam, ne scriam în fiecare zi. S-a dus la un moment dat la Lugoș, la o vară de ei, și când am terminat anul 3, știam că e la Lugoș. Era foarte greu să vorbești la telefon. Și eu am zis, eu mă iau trenurile ieftine, eu mă duc, mă urc în tren și mă duc la Lugoș. Stătea în geam dimineața și se uita, na, ce mă fac? Și eu apar în fața geamului. Zic, știi ce? Mâine ne căsătorim. Schimbându-și numele, n-a mai fost depistată ca și grădinarul și a intrat la facultatea de arhitectură. Ca să vezi ce se întâmplă, că totul este dinainte stabilit. La București stăteam chiar în grădina botanică, unde unchiul meu, fratele mamei, unul din ultimii mari botaniști ai noștri, profesor, doctor, docent Tarnavski, locuia în grădina botanică. Acolo era o locuință de serviciu și am stat la el un timp, că nu aveam unde.
de aici înainte eu cred că au plecat și ca un cuplu și ca o echipă. Eu tot timpul i-am perceput ca doi oameni care conlucrează. Cu dispute, cu împăcări, cu tandrețe, cu iubire și cu foarte multă muncă. În ultimul an am făcut o fel de specializare în urbanism. Fiind nevoie atunci să trimită în țară arhitecți în specialitatea construcția orașelor. Atunci s-au înființat, revin acum, în fiecare capitală de regiune, câte un institut de proiectări. Ion Radoslav, care a fost numit director al institutului, a trimis pe un avocat care s-a ocupat de personal și de planificare să ne lămurească că are nevoie Timișoara de arhitecți tineri. Să venim la Timișoara. Mă ocupam cu toate problemele de arhitectură din regiune. După un an de zile m-au pus arhitect șef la primărie. Erau proiecte mărunte, nu erau încă proiecte de anvergură. Necunoscând orașul, aveam o bicicletă și mergeam la fiecare amplasament să-l văd. Exista un plan urbanistic, se chema schiță de sistematizare, făcut de un institut central din București, IXOR, și care începuse să facă planuri urbanistice pentru fiecare oraș mai important. Și atunci am văzut planul făcut de Timișoara și semnat de două arhitecte, dar mi s-a părut că nu e regulă. Și am întrebat, păi zice, au fost de două ori prin Timișoara, s-au uitat și ne-au făcut un plan. Timișoara a avut șansa să fie vizita lui Gheorghiu Dej. Strada Dragalina era bombardată. Gara n-a fost complet distrusă, numai parțial. S-a făcut un detaliu de sistematizare, așa se chema, cu blocurile cum sunt acum. L-a făcut detaliu Geta Mocănel, așa o chema, care a făcut centrul Craiovei după aia a plecat. Trimitem la București soluția. Și Bucureștiul ne respinge și spune să făcuse primul cartier în București, Ferentari. Ne trimite așa o schiță, zice, faceți ca în Ferentari. Niște blocuri perpendiculare pe stradă, cu niște magazine la parter. Și am spus, nu se potrivește cu ținuta orașului. Exact atunci când ne-a fost respins, a fost vizita lui Gheorghiu Dej. Și am făcut două machete, una așa cum cu Ferentari și una cum e acum. Și îl întreabă pe arhitectul Bădescu, care era președintele Comitetului de Stat pentru Arhitectură și Construcții, care dădeau avizele. Și îl întreabă Gheorghiu Dej, ei Bădescule, cum e? Să trăiți, domnule secretar general, zice, avem problemele cu oțelul beton, este insuficient. Fabrica de lifturi încă n-a intrat în funcțiune și toate blocurile sunt cu lift. Și Gheorghiu Dej se uită la el, se uită la cele două machete și ia macheta ca în Ferentari și spune, uite, dacă îți place asta, ia-o. Lasă-i pe ei să facă așa cum vor. Și n-am mai cerut niciun aviz și am trecut la proiecte, dar mi-amintesc că am fost la București și am fost în turnul ăla la fabrica de lifturi ca să urgentez trimiterea primelor lifturi. Timișoara a luat primele lifturi care s-au fabricat în România.
Era foarte greu în acel regim să propui lucruri frumoase, ingenioase. Și atunci cumva trebuia să driblez printre reguli și orgolii ca să propui altceva. Sau să găsești un argument pe care cei din politică să-l accepte. L-ați cunoscut pe Gheorghiu Dejdi, ați fost în preajmă. Cum vi s-a părut ca om? Ca om mi s-a părut destul de echilibrat. Mult mai, pot să spun, inteligent decât Ceaușescu ulterior. Deși el era cel care, așa am auzit, că a cerut un sfat de la ruși, ce să fac cu foștii activiști și altor partide și intelectualitatea? Păi zice, și-a fost sfătuit, caută un proiect mare care să-i pui să lucreze și acolo se termină. Și așa s-a ivit canalul. Așa s-a ivit canalul, fiindcă exista acest proiect făcut din perioada interbelică ca o necesitate pentru navigația pe Dunăre, Marea Neagră. Spuneți-mi însă, dumneavoastră aveați în familie o victimă a lui Gheorghiu Dejdi și a canalului. Da. Care era starea dumneavoastră sufletească atunci? Că, uite, vorbeați tocmai cu cel care a avut tata rău, socrului dumneavoastră. Da, făceam... E greu să... Și știam că trăiește, știam că, în fine, că eu un om nevinovat, în fond, și... Dar... În momentele alea nu puteam să mă gândesc, trebuia să fiu atent, să prezint lucrurile cum era în interesul urbei, în care eu eram arhitect-șef. Ceaușescu, când a venit, a avut cu totul altă atitudine vis-a-vis de Timișoara. Da. Și, în general, organele centrale din București aveau o anumită atitudine că voi, timișorenii, aveți de toate, în timp ce alte orașe, și tot îmi dădea exemplu Iașu, care n-avea nici canalizare, nici alimentare cu apă, ca lumea. Și noi aveam tramvaie de când, iluminatul electric de când și așa mai departe. Plus că au rămas uimiți la un moment dat când am prezentat la București, cred că la Uniunea Arhitecților, că Timișoara are un plan de urbanistic din 1911, aprobat de Cancelarea Imperială. Una din problemele dumneavoastră când erați arhitect șef al municipiului a fost posibilă salvarea turnului de la cazarma Transilvania. Cazarma Transilvaniei era în picioare, era considerată cea mai lungă construcție militară, era parter etaj și era figurat pe lista monumentelor istorice. Edilii Timișoarei au insistat la București să o scoată de pe lista monumentelor și noi am încercat să ne opunem. Eu am plecat pe banii mei la București, ca arhitect șef, să intervin, fiindcă în bilețelul ăla de scoatere de pe lista monumentelor, cei au scris să se păstreze care parte mai interesantă este și să se pună în valoare. Și am socotit cu directorul muzeului că poarta de intrare să se păstreze și să poată face un muzeu al dezvoltării orașului. Exact imediat a început când au auzit propunerea mea să o dereme și pe aia. În acea perioadă s-au înființat cooperativele agricole de producție. Și ca să aibă cărămizi pentru grajurile de la cooperativă, veneau cu trăsurile din partea
CAP-urilor, cum li se spunea, cu căruțele, da, și încercau și așa au dărâmat tot. După aceea, deci, s-a dărâmat și s-a lăsat un spațiu gol acolo. Bun, și s-a gândit viitorul centru civic. S-au făcut nu știu câte machete, fiecare investiție mai importantă venea să se amplaseze în centru civic viitor. Și eu m-am opus. Și atunci am zis să se planteze. Singurul mod ca să nu se construiască. Și s-a plantat. Încercau să oprească rău, să nu dărâme, să păstreze din partea veche orașului. Am înțeles că a fost o luptă foarte grea și mama și tata și ceilalți arhitecți au încercat să păstreze cât mai mult din vechea cetate. Nu s-a dorit asta. S-a dorit cumva o uitare a trecutului, a mers pe o chestie foarte modernă. Eu zic că au fost destul de ingenioși pentru că au rămas și acum rezerve de teren în oraș, care nu au fost omorâte de acele construcții specifice regimului. Tot în timpul dumneavoastră s-a făcut Sala Olimpia. Nu, Sala Olimpia nu este a mea, asta a fost, eu l-am prezentat lui Ceaușescu. Și era gândit cu două părți de tribune. Ceaușescu se uită și întreabă, cât? Atâta întreabă, am înțeles. Eu aveam mai multe cifre, dacă se face cu instalații de ventilație, cu toate, așa costă 20 de milioane. Dacă se face așa, costă 18 milioane. Cea mai simplă soluție era, nu știu, 16 milioane sau nu știu cât. Și eu nu m-am dus sus și am zis 18 milioane. Și se întoarce către suită 9 milioane. Erau porniți împotriva Timișoare, că Timișoara are de toate. Cu solventul, cum a fost? Cineva a făcut o mare greșeală pentru Timișoara. Era prevăzut un combinat petrochimic la Timișoara cu materie primă de la Pancevo. Ministrul chimiei a venit la Timișoara, am stabilit amplasamentul la Udvin. Unde a și început construcția, s-au turnat o parte din fundații și atunci a fost o vizită a lui Ceaușescu și directorul de la Solvent a spus de ce nu se amplasează dezvoltând Solventul la Timișoara, nu la Udvin. Și nu a ieșit nimica din combinat până la urmă. Dumneavoastră ați fost arhitect într-o lume de tovarăși care erau mai mari arhitecți decât dumneavoastră. Se pricepeau la toate, de la agricultură până la activiști de partid. Cum v-ați descurcat cu ei? Nu-mi păsa. Și toți se mirau. Păi nu, eu sunt arhitect. Trebuie să păzesc ca să nu se strice orașul. Bine, deocamdată, asta este important. Cum ați păzit? Pentru că ei aveau ideile lor, aveau și puterea, puteau să vă oprească. Totuși se gândeau când eu spuneam că nu e bine, cum, iar să spun un lucru foarte nostru, că primar era un Ion Botezatu, lumea spunea că a fost un fost inichigiu. Un singur lucru n-a vrut să însemneze când Biserica Ortodoxă din Fratelia era la roșu și a venit preotul să ceară autorizație de terminare a lucrării.
Și botezat-o când îi dă... Ce, cum să semnez eu pentru biserică? Păi zic, demola nu putem demola, că a fost făcută cu forme legale. Terenul și clădirea viitoare va fi proprietatea parohiei. Deci un domeniu privat. Nu văd niciun fel de impediment. Și vin mai aproape și spun încetul, știți, preoții pot să facă niște slujbe și s-ar putea să aveți niște probleme cu sănătatea, dacă... Zice, da, semnez. Apropo, în perioada asta s-au construit biserici? Nu s-a construit. Nici de demolat nu s-a pus problemă? Nu s-a pus problemă. Printre proiectele care mi-au plăcut realizată de tata este salvarea bisericuții de lemn din curtea mitropoliei, dintr-un sat în care nu mai erau locuitori. Deși era greu pe vremea aia să muți o biserică, a mutat-o, a reușit să o salveze și să o pună în curtea mitropoliei. În bisericuța de lemn am oficiat și căsătoria mea și a lui Tudor și copiii au fost botezați acolo. Spre încântarea și fericirea bunicilor care au fost alături de noi. Aș vrea să revin la o problemă a Timișoarei foarte controversată și acum. E vorba bastionului Terezea. În 1960, în perioada aia, s-a inițiat în fiecare capitală de regiune ca să organizeze concursuri pentru construirea unor centre civice. Așa era. Centru civic care s-a amplasat clădirile importante, primăria orașului. Concursul de la Timișoara era inelul central, care trece acum pe sub bastion. Și ei au prevăzut, în fine, dărâmarea, cred că dărâmarea așa poștei sau așa ceva, ca să lărgească acolo. În fine, un foarte frumos, dar nerealizabil. Și ca arhitect șef, că nu eram în comisie, am zis că concurez cu soția. Și am prezentat cu trecerea pe sub arcadele de la bastion. Arcadele erau joase. Nu era gabarit, nici acum nu e gabarit. Și am auzit că inginerii de la drumuri, măi, ce capete pătrate ăștia de la... Cum să treacă inelul central al orașului pe sub niște arcade? Un lucru fericit pentru oraș, s-a schimbat, s-a făcut județ. Și e numit prim secretar Mihai Telescu. Un om pentru care am avut o deosebită stimă. Îi prezint, zice, foarte interesant, spune el. Dar drumare spun, zice, zidurile acolo sunt, erau pe o rețea de grinzi care erau pe piloți de stejar, că e zonă mlăștinoasă. Ne trebuie investiții. Și de unde să obținem? Și atunci, ideea primului secretar a fost: oferă spații pentru restaurant la ăștia de la ONT, Oficiul Național de așa, și ei să contribuie cu bani la scoaterea piloților și făcut o fundație de beton. Așa s-a păstrat bastionul și atunci s-a coborât nivelul acolo, ca să existe gabaritul de acolo, și așa s-a realizat. Toate proiectele lor erau aduse și acasă, și în familie. Deci cumva toată gândirea creativă se prelungea și în viața de familie. Aveau foarte multe discuții și analize și încercări. Chiar dacă au avut poate idei diferite, soluții diferite la un proiect, au reușit în final să ajungă la un consens și să fie mai important proiectul decât părerile lor personale. În 85 am fost schimbat ca arhitect șef
fiindcă îi deranjam pe activiștii care au ajuns, când erau ședințe și veneau cu o idee, spun asta nu merge, asta nu-i bine. Și îi enervam. Am trecut de la arhitect șef la IPROTIP. M-au numit șef de secție. Vi s-a părut că orașul s-a așezat frumos, cu noile cartiere, cu plombele, cu tot ce s-a făcut? Întrucâtva, da. Mai puțin soluțiile constructive. Turistul care ducea lipsă de mână de lucru și așa mai departe, vroia numai prefabricate. Și am făcut plombele astea, dar exista obligația să te încadrezi într-un preț plafon în funcție de suprafața utilă. Și atunci am făcut fel de, făceau fel de fel de jonglerii ca să se încadreze. Facultatea de zootehnie. Am făcut-o pe șest, evitând decret. Ca asemenea investiție trebuia aprobată prin decret. Până la urmă a fost gândită de Fackelman cu rectorul de atunci, ca așa, cu gospodărie anexă, cu tot, care e un exemplu pe țară. Și am făcut pe bucățele, căminul, curtea, cantina, și eu le-am autorizat clădirile pe rând. Și toți se temeau la o vizită, da, dacă vine și întreabă cum de-ați făcut asta. Și așa a apărut Institutul Agronomic. Și a apărut Institutul Agronomic. Din 1960, doamna Grumeza, Silvia Grumeza, a fost o prezență foarte activă și apreciată în viața arhitecturală a Timișoarei și a regiunii. Care au fost proiectele cele mai de seamă ale dumneaei? Ea a fost primul specialist în urbanism. În 60, când a terminat, nu exista atelier de urbanism, de sistematizare. Au mai venit și alți absolvenți tineri, tehnicieni ca să coloreze și așa mai departe și până la urmă s-a făcut un atelier foarte competent, ea fiind cea care i-a învățat pe ceilalți. Planul ăsta urbanistic general era realizat de doamna Grumeza. Deci era șefă de proiect, de coordonator. A primit și premiul Uniunii Arhitecților. Da, și-a primit Uniunea Arhitecților premia în fiecare an un obiectiv deosebit de arhitectură. Și fiindcă se cunoștea că în Timișoara s-a făcut ceva deosebit pe plan urbanistic, a primit un premiu. Era o profesionistă deosebită. Foarte interesant că mama, cum își făcea temele și studia foarte mult înainte de a propune ceva, a descoperit că a existat un parc aici, care a fost realizat prin voința locuitorilor cartierului. Ea a făcut un studiu privind obiective turistice ale orașului Timișoara și a reieșit necesitatea unei grădini botanice. A identificat acel teren, fiindcă existau fotograme, deci se vedea de sus că e un teren liber, plantat. Spațiul ăla era parțial ocupat de anexele spitalului, actual spital municipal. Era un fel de casă de vamă în care era înglobat și acest rest de bastion, care era chiar în baia clădirii. După ce a fost identificat terenul și că se poate face o grădină botanică, a stat la București, la Biblioteca Grădinii Botanice, cred că o săptămână, în documentare. Era, bineînțeles, un început, a făcut eforturi să fie, din punct de vedere științific,
un parc botanic, adică să fie și partea pentru învățământ, pentru facultăți, pentru licee și partea de botanică propriu-zisă, care era foarte importantă și a dat sfoară în țară și s-au adus foarte multe semințe și plante exotice pe vremea aia. Este singura grădină din țară care are un arhitect. Se vede prin traseul aleilor, se vede prin concepția generală față de cea din Cluj sau cea din București, tot are niște alei trasate de botaniști. A făcut primele schițe pe baza ridicărilor topografice și am determinat primăria să invite pe directorul grădinii botanice din București să fie un colectiv științific care să gireze partea tehnică, să spun așa. Aici nu era niciun botanist. Profesorul Tarnavski era de-a dreptul bucuros. El foarte pasionat de problemele vegetale, că în fine avem și în vest o grădină. Ideea este foarte frumoasă că a reușit să realizeze și să proiecteze mai multe feluri, mai multe tipuri de grădini, de la grădina japoneză, romanică, americană, în care se țină cont de anumite specii și de o anumită amenajare. Un element important în grădină a fost aducerea vegetației specifice regiunii din Banat. Aici era vorba de domogled din zona Herculane și a fost și adus niște calcar de acolo, sunt câteva bucăți, dar foarte greu, că totul s-a făcut prin muncă voluntară. Și îmi amintesc, soția stătea toată ziua pe șantier. S-a interesat foarte mult și la partea de inovații, de elemente urbane, de la bănci, fântâni, detalii care țin mai mult de partea noastră de arhitectură. Proiectul a fost mult mai mult decât am văzut noi. Inițial au fost nu numai propuse, ci și proiectate în detaliu niște sere foarte moderne, imense, pe vremea ce era un efort structural chiar la intrare în partea stângă, care nu au fost realizate niciodată. Lipsesc foarte multe elemente propuse și nefinalizate, dar până la urmă partea tristă a poveștii este că această grădină s-a degradat în timp, a fost neglijată, nu numai ca și parc obișnuit, dar ca și grădina botanică a fost în mare parte distrusă. Există vegetație, există plantele, deci ele se pot revitaliza și redescoperi. Ar trebui să fie clar pus într-o arie de protecție, să intre într-un regim special, să ajungă un simbol al Timișoarei. Știam totdeauna când mama avea un proiect important, mai ales când s-a apucat de parcul botanic, venea acasă și începea să mute mobila. În jocul ăsta ne prindeam toți ca familie, eram amuzați, încântați, rezultatul era splendid și abia după ani de zile cât am ajuns și eu în aceeași meserie, îmi dau seama că e un exercițiu de creativitate foarte bun, în care creezi un alt ambient, un alt spațiu cu aceleași elemente. Ceea ce era pentru noi fascinant. Am trecut pe lângă podul Michelangelo. Acolo taluzele alea sunt gândite cu niște trepte, cu niște spații verzi și mi-aduc aminte că proiectantul podului, un mare specialist în betoane și mai departe,
S-a făcut o documentare pentru acest pod în Europa și așa, și spunea, zice, nicăieri n-am văzut așa o idee de frumoasă ca taluzul ăsta care peste tot e o ierbare sau e beton, să fie animat. Deși nu era arhitect peisagist, mama a studiat foarte mult în partea asta și a considerat că relieful, terenul trebuie modelat și așezat într-un mod armonios. Și a riscat poziția și funcția pentru a lua decizii îndrăznețe, de exemplu, propunerea malurilor Begheului să fie o amenajare peisagistică verde, altfel decât celelalte orașe, la un nivel european. Tata, într-un mod foarte subtil, a reușit să pună în practică aceste proiecte care nu s-ar fi realizat în acea perioadă. Imediat după Revoluție mi-am luat doi tehnicieni și desenatori și am făcut un atelier, fiindcă veneau după Revoluție directori de la fabrici și spune că îmi trebuie repede un proiect ca să fac. Asta în cadrul IPROTIM. În cadrul IPROTIM. Și eu cu colectivul, da, ei mă cunoșteau și zic, da, peste două săptămâni pot să-l ai. Făceam colaborările repede și la IPROTIM, în demisol, acolo, partea de jos, funcționa Inspectoratul de Stat în Construcție. Și am trecut cu norma întreagă și am lucrat aproape 10 ani la inspectorat. Am dorit de mică, cred că de când am început să vorbesc, am zis că voi fi arhitectă. Au zâmbit întâi părinții, după aia când am crescut, deși am mers clar pe partea de matematică, fizică, eu zic că au fost părinții ideali, în care au zis că eu trebuie să fac ceea ce îmi place, să mă încurajeze indiferent ce aleg, chiar dacă poate ei sunt de altă părere că mi s-ar potrivi altceva mai mult. Când am terminat facultatea, m-am angajat la Institutul de Proiectări și am avut șansa să lucrez în atelierul de urbanism. Așa am putut să preiau toată înțelepciunea părinților și toate poveștile și le-am aplicat în partea asta de urbanism. Am avut șansa să lucrez și planul urbanistic general Timișoarei, unde am preluat foarte strict și clar ideile predecesorilor care s-au gândit, deși ei trăiau poate în alt regim și nu s-au gândit că se poate dezvolta orașul atât de mult, eu zic că erau niște vizionari. Părinții bunicii mei mi-au dat o libertate de exprimare care nu am văzut-o absolut niciunde în alt loc. Puteam să fac absolut orice și atâta timp cât nu deranjam alte persoane sau stricam alte lucruri, puteam să mă exprim în orice mod. Atâta timp cât fac numai în camera mea, am voie să fac ce vreau. Vreau să continui pe arte. Mi se pare o lume foarte interesantă și foarte frumoasă. În vacanțele de vară mă mai duc cu niște prieteni de-a mei destul de buni la voluntariate. Pic
vizităm case și înveți niște lucruri care nu le poți învăța niciunde altundeva. Nu primești bani, nu primești nimic altceva în afară de faptul că știți că ați lucrat toți împreună și ați realizat o chestie bună pentru niște oameni care nu pot să-și permită așa ceva. By the beauty of your life I have seen a miracle. Una dintre cele mai frumoase amintiri a fost la Vrani, unde de fiecare dată când aveam o pauză din asta, chiar dacă nu era foarte lungă, era de 10-20 de minute când să luăm apă, cum moara era fix lângă apă, puteam să sărim în apă de pe pod. The sun, it shines for you. The grass is green, the sky is blue. Iubirea dintre el și mama i-au ținut tineri și faptul că au lucrat până acum câțiva ani. Chiar și dacă nu erau proiecte de arhitectură, tot ne găseau ceva de făcut. Se implicau într-un proiect de amenajare a casei, se gândeau la copii, la nepoți, la... Deci tot ne găseau, au fost totdeauna neobosiți. De câte ori n-am ascultat-o, n-am ieșit bine. Avea o minte și o capacitate de... o intuiție extraordinară. Așa că multe din realizările mele îi le datorez eu. Le-am văzut o altă față în momentul în care au devenit bunici. Au fost niște bunici extraordinari. Altfel se comportau cu nepoții. Îi răsfățau și mi-a zis mama la un moment dat, știi, rolul bunicilor nu este să-și crească nepoții, ci să le îmbogățească viața. Bunicul e încă tânăr la suflet, eu cred că va fi până în ultimul moment va fi tânăr. El e o persoană absolut grozavă. Tot timpul a avut grijă de noi și îi place foarte mult compania noastră, ceea ce apreciem și noi foarte mult. Că îi vedeam dansând de cele mai multe ori pe melodiile lui Joe Dassin. Dansau când se simțeau bine și zâmbeau și ne prindeau și pe noi jocul ăsta. Noi ascultam totdeauna concertul de la Viena după anul nou. Și soția a murit în octombrie 19. Și am pus televizorul la concert și m-am trezit dansând. Ceea ce am învățat de la părinți și consider ca și arhitect, ca și urbanist, e important să nu te gândești numai la prezent, să iei din trecut ceea ce este valoros, să te gândești ceea ce funcționează în prezent, dar în mod obligatoriu să te gândești la viitor. Arhitecții nu fac pentru astăzi, creează și se gândesc la direcție de dezvoltare pentru multe generații de după noi. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas.
si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu.